Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă organizată astăzi la sediul PNL. Numele meu este Chiriță George, sunt consilier județean. Las și pe colegul meu să se prezinte. Bună ziua, vă mulțumesc tuturor că ați venit. Numele meu este Vasile Alexandru Lucian. Sunt comisar general adjunct în cadrul Gărății Naționale de Mediu. Președintele de la Tineret Călăraș și vicepreședinte regional în cadrul Biroului Politic Național de la Tineret. Suntem la dispoziția dumneavoastră. Cu întrebări direct? Păi vă ședeți o prima întrebare, domnule Chiriță. Cum apreciați colaborarea actuală, viitoare, cu Partidul Social Democrat vis-a-vis de proiectele, de așteptările, alegăturilor cetățenilor? Lumea acum se chinuie în sărăcie, au crescut prețurile, să ne mulțumim. Vorbind de colaborarea la nivel local, cu parlamentarii prezenți. Local, al Consiliului Județean. Da. Deci, consilierii Partidului Național Liberal, după cum bine știți, a fost în opoziție și o să mai fie până la concretizarea unei colaborări. Noi nu am avut niciun raport negativ împotriva proiectelor de hotărâre la nivel județean. Am încercat întotdeauna proiectele de hotărâre care erau în beneficiu comunităților să le analizăm, să le amendăm acolo unde trebuie, după care au fost aprobate. Am avut câteva amendamente raportate la modul de lucru al Consiliului Județean, care a fost un pic al executivului și Consiliului Județean, a fost un pic mai pe repede înainte așa, niște ședințe ordinare și extraordinare, în care trebuiau analizate unele particularități ale proiectelor de hotărâre mai în amănunt. Deci cam tot ce a fost pentru binele comunității, noi am fost pentru, nu am avut, mai ales că este situația asta care și la nivel național, la nivel mondial, care eu zic că depășește o anumită limită. Gândiți-vă că toți trecem printr-o perioadă care nu s-a mai trecut până, adică nu am mai avut antecedente de genul acesta. Deci noi am avut o colaborare bună cu Consiliul Județean, acolo unde au fost probleme am amendat și cam asta. Ați ridicat folosirea defectuoasă a banilor publici în anumite situații, unde ați vedea priorități, asta era întrebarea, și cum apreciați fotbalul călărășean, încotro să îndreaptă acel fotbal, a șerut cândva o situație a plăților, n-ați primit un răspuns corect? Deci, pe solul punctual, m-ați întrebat dacă banii au fost folosiți corect. Consider că atât cât am avut noi la îndemână, pe proiectele care le-am avut la îndemână, banii au fost folosiți corect. Știți foarte bine că cea mai mare parte a banilor în această perioadă a fost canalizată pentru sănătate, investițiile care s-au făcut în spitalul județean, în echipamente și alte proiecte care sunt în derulare, pentru spitalul TVC și pentru celelalte unități sanitare din județ. Referitor la fotbalul călărășean, în 2017, dacă dumneavoastră vă faceți bine aminte, am avut o intervenție în cadrul Consiliului Județean, în care personal am spus că noi suntem foarte săraci ca să putem să ținem o echipă în divizia. Conducerea de atunci, care și acum s-a ambiționat, și poate că ei au avut intenția lor a fost foarte bună. Dar am ajuns în situația în care suntem. Într-un faliment, în niște datorii foarte mari, foarte mulți bani băgați în fotbal, după părerea mea, nejustificat. Și asta e situația la care s-a ajuns. Consider că trebuie să ne reorganizăm și să fim cu capul pe umeri și cu picioarele pe pământ, să știm care ne este locul și puterea într-o activitate sportivă de nivel național care consumă foarte mulți bani. Ieri la conferința PSD s-a discutat despre oportunitatea unui drum expres în zona de frontieră Chiciu-Oltenița, s-au făcut critici la adresa inclusiv a Gărzii de Mediu, spunea domnul deputat Oarnă că obiectivul principal ar trebui canalizat către acele cantități imense de tone îngropate în zona Chiselet-Mitreni,
și a poluării Dunării. Cum apreciați această dezvoltare zonală? Ca să răspund eu primul, apropo de drumul expres, s-a mai discutat această treabă. Este un lucru extrem de important și drumul expres și de la Călărașul până la Vama de la Chiciu. E un drum extrem de important și drumul expres de la Drajna până la Călăraș sunt într-o ordine luată pe zona asta de drumuri principalele priorități, ca să le numesc așa, și în cazul să le facem. Domnule, să nu, cum a spus și cu colegii, orice investiție la nivel de Călăraș este binevenită. Apreciez eforturile pe care le fac viitorii noștri parteneri, numai că, într-adevăr, să ridic anumite probleme de mediu, care nu sunt el astăzi. Problema deșeurilor, cum știți, este una, până la urmă, globală, nu e numai România sau numai Uniunea Europeană, este până la urmă globală. Vis-a-vis acest drum care duce spre Oltenița, eu văd cu voi bun. Este un drum expres, orice drum de acest tip aduce investitori. Aducând investitori, nivelul de trai al județului nostru va crește. N-am nicio obiecție din punctul ăsta de vedere. În ceea ce privește deșeurile, acum știți foarte bine, nu știu că presupun că o să vină și întrebarea asta, și cu Ulmeniu avem o groază de vorbit pe tema asta. Chiar astăzi, că mă aflu la Călăraș și din cauza asta, avem acțiuni pe transportul de deșeuri, avem echipe la chiar în clipa aceasta la Frumușan și la Plătărești. Garda de Mediu încearcă să facă și reușește să își facă treaba. Acum problema cu Ulmeniu. Acolo sunt două firme. Eu o să fiu cât mai pe scurt, că povestea este foarte lungă, foarte multe nuanțe, vreau să fiu cât mai concret. Acolo sunt două firme. Una dintre ele, Casano, are autorizația de mediu retrasă. Vreau să fac precizarea, ca să înțeleagă toată lumea. Nu Garda de Mediu este cea care eliberează autorizații, ci APM-ul. APM-ul județean. Acolo este o autorizație de mediu pentru o stație de sortare la Casano. Acolo sunt două firme, Casano și Util Trader. Casano are autorizația de mediu ridicată. Din cauza faptului că s-a constatat că a primit mai multă cantitate de deșeu decât avea permisă în autorizație. El, în mod normal, primea deșeu, îl sorta și avea ieșiri mai departe. Acum, la momentul de față, ei sunt blocați, au voie decât să iasă cu sort acolo, nu să mai primească. A doua firmă, Util Trailer, are autorizație de mediu. Noi am fost în control acolo, le-am dat măsuri până pe data de 20 ale lunii acesteia, adică cred că mâine sau mâine expiră măsurile, noi nu o să mergem iar în control acolo și o să vedem dacă și-au îndeplinit sau nu măsurile. A fost o problemă, într-adevăr, care a fost abordată și de alte persoane publice, ceea ce privește acest lucru. Ei acolo au autorizație pentru un ciur, exact așa să și numește. Acolo, din acest ciur, rezultă ceea ce spune ei că este compost. Ei nu au buletine de analize la acest compost. Acest compost a fost comercializat către fermieri din județul Călăraș, din comunele limitrofe Urminului. Am trimis săptămâna trecută, am avut control la două dintre societățile care au cumpărat acest compost. Am constatat că nu era conform, nu trebuia analize,
făcute de un laborator specializat, ca să dai seama că acel compost nu era regulă. Cu alte cuvinte, bucăți foarte mari de plastic în el, sticlă și așa mai departe. Au fost chemate cele două firme la sediu gărzii de mediu de la Clăraș. S-a dat măsură s-a interzis, de fapt, de a mai cumpăra acest compost și să-l trimite înapoi de unde l-a cumpărat sau să ducă la o groapă de gunoi specializată cea mai apropiată la Ciocănești. Asta s-a întâmplat acum două săptămâni. Săptămâna trecută a mai fost prins un fermier cu ajutorul poliției locale de acolo. Mă refer poliția județeană, dar de la postul de poliție locală. Exact când descărca acest compost, la fel am trimis o echipă în colaborare cu poliția ei, de fapt, având și ei dreptul de a lua măsuri după noua lege 92/2021 care a abrogat 211 și au și ei voie să confiște și să amendeze pe deșeuri. A fost la fel dată măsură de trimitere înapoi a deșeurilor, dar acolo poliția a făcut și o sesizare penală. Au acționat 195 pe legea mediului, au activat un articol și au făcut și o sesizare penală împotriva celor care au adus acel compost. Ei l-au considerat deșeu. V-am spus, dacă te uiți la el cu ochiul liber, îți dai seama că acela nu poate fi... O să avem la fel, o să luăm probe tot, cred că de săptămâna viitoare, o să mergem și o să luăm probe și din acest compost și să demonstrăm că și după ce ies analizele de la laborator, acesta nu poate fi considerat compost. O să urmărim dacă conține metale grele și așa mai departe, în așa fel încât să interzicem ieșirea acestui compost, fără buletin de analize. Suntem fruntași, cu alte cuvinte, la un aer nerespirabil în municipiul Clăraș pe țară. Acea deplasare a unor activiști de mediu buzoieni au constatat niște nereguli de boiste de gunoaie pe malul Borcii. Da. Ce soluții putem găsi? Da. Haideți să începem cu ce vreți să începem, cu aerul sau cu ce doriți? Este o problemă foarte mare la nivel național cu calitatea aerului. Noi în București, în fiecare weekend, cel puțin eu, weekendul trecut am stat, am ieșit după amiază, fiindcă atunci sunt cel mai multe incendieri, ca să spun incendieri, impropriu spus, de fapt, ca să iau începutul asta, din punctul meu de vedere, este o problemă socială. Noi avem acțiuni în fiecare zi, avem echipe de permanență în Sintești, Jilava, Vidra, sunt comunități de rom, foarte de persoane de etnie romă, care, într-adevăr, au fost o foarte mare parte din ei, când i-am prins, i-am și amendat. Cum a spus și ministrul la Digi24, oricum amenda, nu văd o soluție. Noi trebuie să fim acolo în fiecare zi pentru a preveni aceste aspecte. Același lucru, avem probleme și în Călăraș la Sărulești. Știți foarte bine că am avut acțiuni cu jandarmeria. Acum o să semnăm și un protocol venind la subiectul nostru cu județul Călăraș. O să semnăm un protocol am avut o ședință săptămâna trecută cu domnul prefect, cu APM-ul, am avut cu garda, cu cei de la poliție și de la jandarmerie. O să facem un protocol în așa fel încât să asigurăm o permanență la fel cum o facem și la Sintești în fiecare zi, la orele care credem noi că sunt cele mai cum să vă spun, periodic atunci dau foc la aceste capuri pentru a valorifica lucrul și așa mai departe. Știți foarte bine, de asta vă spun că e o problemă cu noua noi socială, nu neapărat una... Să așteptăm de la dumneavoastră să ne spuneți măsurile concrete care le veți întreprinde. Că până la Sintești și până astea noi trăim aici în Călăraș. S-a făcut referire la orașele acestea, unde este aglomerarea mare urbană.
Da, în, nu știu, nu știu caraj dacă, dacă funcționează sistemul, dacă sunt... Stații de monitorizare. Da, nu știu sigur dacă, dacă cineva s-a, s-a ocupat de suspență. În general, în mod, în mod normal, APM-ul este cel care, în primul și în primul rând, APM-ul, de fapt, ANPM-ul ar trebui să aibă un aspect de sistem național de sensuri. Aici este o mare, o mare problemă, că credeți-mă, în sensul în care oamenii și-au cumpărat ei aceste, aceste sensuri. Senzorii aceștia, majoritatea dintre ei, nu sunt, nu sunt omologați. S-a creat o astfel de rețea în, în București, eu vreau să spun unde am fost în control și așa. S-au, s-au prins senzorii noaptea, te duci acolo, cel puțin săptămâna trecută, n-am putut să intrăm în curte, făceau grătar, e exact sub, sub, sub senzor. Imediat acel senzor să rosește. La fel și la călăraș, dacă, de exemplu, senzorul ăla este montat deasupra, să zicem, la un, unui bloc, ai acolo toată, eu știu, ai 10-20 de aceste centrale, fiecare, fiecare apartament cu centrala lui, vă dați seama că senzorul ăla o să stea numai, numai roșu. Propunerea mea ar fi că la nivel național să se facă o astfel de, 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 de rețea de senzori și să avem, avem măsurătorile omologate, să putem să luăm și măsuri. Ca așa dacă vin, vin eu, montez senzori, veniți dumneavoastră, vă, vă montați senzori, acest senzor trebuie și pus în anumite locuri. A spus, a, a spus foarte clar și, și, și ministrul ieri, luăm măsură pe care putem să o luăm în vederea poluării, dacă vorbim strict de, strict de poluare, poluarea în oraș se face de la, de la industrie, de la trafic și de la, și de la aceste centrale mari, dacă stăm să, dacă stăm să o discutăm. Centralele, soluția care ar fi pentru blocurile noi ar fi să se monteze centrală, o singură centrală, să nu mai, să, să mai monteze fiecare centrală la, la fiecare apartament. Pentru, pentru trafic, acum, de aici vine poluarea. Industrie și trafic. La, la industrie o să, o să mergem în control, o să cerem ajutorul APM-ului să vină să facă măsurători, fiindcă ei sunt autorizați pentru astfel de măsurători, dar nu este. Și agenții economici în Călăraș au fost reclamați firme care au obiect de activitate industrial și care poluează masiv, în special noaptea, și care indicau, domnilor, că acele filtre nu ar fi montate funcționale, nu s-au făcut de ani buni controle, arătau în interpelările dumneavoastră. O să, o să facem aceste controle. Dacă, dacă, dacă prefectura sau, sau administrația locală făceau astfel de gătii către gardă, fiind sigur că gardă era acolo. Adică garda vine la orice, la orice petiție, indiferent. Dacă cineva după stradă face în 30 de zile, noi cum avem obligația legală să mergem să controlăm. Vă dați seama că dacă făcea prefectura scris sau administrația locală, indiferent ea, Consiliul Județean sau Primăria, dacă făceau astfel de gârtie către gardă, vă dați seama că ei se dădea concurs. Legal trebuie să o rezolvăm, adică nu e... Și legal cu acele grup de gunoi despre care am vorbit pe malul Bărcei și care s-au mulțit de la o localitate la alta? Știu că, știu că ăsta este subiectul, subiectul principal ăsta al deșeurilor și al calității aerului. Nu știu dacă o să vă satisfacă foarte mult răspunsurile mele. Eu, în care am uitat să, să vă precizez acest aspect. De când am venit, m-am ocupat de, de direcția de biodiversitate. Controlul în cadrul gărzii este la poluare, care se ocupă de toate aceste aspecte la care eu nu activez. Eu am în subordine direcția de biodiversitate, adică parcul național, arii protejate și așa mai departe. Acum, fiind în cadă, vă pot răspunde cel puțin parțial și la întrebarea cu aceste grupuri. Aceste grupuri nu sunt făcute iar, nici de ieri de astăzi. Aceste grupuri de gunoi sunt de zeci de ani de zile. Asta la fel este o, la fel este o problemă și în primul și în primul rând socială. Omul este cel care se duce, persoanele care locuiesc în acele localități se poluează singur, cum s-ar spune. Ei se duc și aruncă. Cu căruța, ați văzut și neastră, că ați văzut pe filmările celor care au fost, că au fost cu toată ruta de la Fetești până la Călăraș și ați văzut situația. Ei, ați văzut că cetățenii din comunele au fost găsiți aruncând. Noi cu gropile astea de gunoi suntem din 2009 în infringement, cum știți foarte bine, gropile acestea trebuiau ecologizate, închise și așa mai departe. Mulți dintre primari și-au făcut treaba, vă dau un exemplu de cel de la Borcea. A fost amendat de către gardă în vară, tot pe o sesizare pe o groapă de gunoi care avea la
ieșirea spre Fetești. Omul a fost acolo, a ecologizat, a avut banii necesari, a ecologizat acea groapă, adică a cărat tot gunoiul. Să nu vă spun că aproape un sfert e la loc. Să nu credeți că se duce primarul sau autoritatea locală sau în ceacul. Tot omul care se duce și nu are această educație de a sorta deșeurile, de a preda firmei de salubrizare deșeul cum trebuie. El își umple roapa și se duce și la loc. O să avem o întâlnire cu toți primarii pe tema asta, o să încercăm să găsim soluții. Fiindcă acum, sincer să vă fiu, singura soluție care mi este la îndemână este să mergem, noi încantate de gardă, este să mergem să amendăm aceste primării. Dar ca să poată să participe toate bateurile aceste, să prindă aceste proiecte, că practic fără niște proiecte pe bani europeni, nu pot să... Sunt costurile foarte mari. Am discutat cu domnul primar de la Jegălia ce înseamnă... Ar trebui totuși prinsă pe o axă națională treaba asta. Părerea mea e, acum personal, am lucrat o perioadă și în domeniul implementării proiectelor pe fonduri europene. Trebuie o axă națională, mai ales că este o prioritate asta cu mediul, cu gropile, cu o axă națională care trebuie să prindă o parte din banii pe aceste proiecte. Deci asta cu prioritate. Referitor la aplicarea în județul Călăraș, deci sistemul național, județul Călăraș și așa mai departe. Într-adevăr, una dintre soluții, asta este. Stații de genul acesta. Din păcate, astfel de proiect, cum l-a făcut domnul primar de la Jigăria, este, dacă nu mă înșel, ar mai fi încă una în țară, mă refer, care a intrat la finanțare. Restul sunt platforme, au fost vreo 60 de proiecte, dacă nu mă înșel atunci când, dar decât două sau trei au fost pe stație de compost. AFM-ul, din ce am înțeles, care este în coordonare cu Ministerul Mediului, o să aloce bani iar pentru deschiderea de linii, tot pentru aceste platforme unde să se colecteze gunoiul de grajd. Fiindcă știm foarte clar că salubristul se duce și în loc să ia gunoiul menajer, are și 5-6 saci plin cu gunoi, are și 3-4 saci plin cu dărâmături sau lucruri care nu și-au rostul să fie acolo. Deci asta m-am spus, asta este o problemă care capătă foarte multe față. Proiectele europene, cred că va fi singura soluție care va, adică să le oferim oamenilor din județ, din țară, să le oferim posibilitatea să valorifice acest gunoi până la urmă, oamenii de garaj care va aduce probleme acum. O să facem o ședință cu toți primarii, asta e clară. Bineînțeles, o să cerem ajutorul și Consiliul Județean. O să ne punem cu toți la masă și trebuie să găsite soluții rapide pe tema asta. S-a discutat domnul Chiriță la convenția de presă a PSD despre acele concursuri la nivelul inspectoratului școlar și s-a făcut o critică a comisiilor. Deci nu există acea componentă legală, comisii de specialitate apolitice, pentru a stabili cel mai bun candidat. Da, vă dați seama, inspectoratul școlar, nu știu, nu am niște date concrete referitor la ce spuneți dumneavoastră, iar dacă s-a întâmplat să fie o neregulă, trebuie rezolvată de ce e în domeniu. Dacă e o situație scrisă la organele de drept, nu, nici nu sunt abilitat pe dați seama să pot să vă... Chiar nu știu ce v-am întrebat și despre schimbarea domnului prefect, a suprefecților, ce soluții are PNL-ul, la reconcentrație, îl vedeți schimbări în această coaliție, acest USL 2.0? Sunt multe întrebări. Deocamdată nu s-a semnat niciun protocol referitor la schimbarea prefecților, subprefecților. La momentul ăsta prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu. Noi avem prefect desemnat de județ, domnul Barbu, care nu avem niciun motiv să-l schimbăm. Adică
Deocamdată nu putem să stăm de vorbă decât după semnarea protocolului clar între cele două partide.